Domnul să vă binecuvânteze. Mă bucur de voi într-un mod deosebit. Și în același rând, vă mulțumesc din inimă pentru că ați avut această idee să invitați la dumneavoastră ca să vă cunosc cât de minunate sunteți. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus. Apoi mulțumesc conducerii care ne-a oferit această minunată încăpere unde să ne putem desfăta sufletele noastre astăzi și să spunem, trăiască Domnul! Amin. Mă bucur într-un mod deosebit, sunt aici cu soțul meu. Ne-am rugat mult pentru voi, pentru biserica voastră. Ne-am rugat pentru multe surori, chiar Domnul mi-a arătat mai multe surori pentru care să mă rog într-un mod deosebit. Pentru voi toate și spun ca Domnul să vă binecuvânteze. După cum am auzit, prezentările au fost făcute, mă gândeam, este despre mine, dar este despre mine. Vreau și eu să vă arăt imagini, dar nu sunt prea plăcute. Locurile unde umblu aduc mai multă tristețe și de aceea vrem să ne bucurăm și să celebrăm astăzi pe Iisus Hristos, cel mort și înviat între noi. Vrem ca astăzi inimile să fie atinse și vrem ca astăzi fiecare inimă să meargă acasă, scăldată în bunătatea și în dragostea lui Iisus Hristos. Amin? Spune într-un verset din Psalmul 68:11 și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Iată că întrunirea noastră aici nu poate să fie decât rezultatul unei mari oștiri. Spune surorii din dreapta și din stânga, ești o mare oștire. Ești o mare oștire. Aleluia! 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 Sunt aici împreună cu sora Ana Freșescu din Austria, cu sora Lena Mac, cu sora Ica Faran, cu sora Dana Petrovici și cu sora Nicoleta Cifa. Toate au ales să fie împreună cu noi la această frumoasă părtășie unde singurul invitat și singurul onorat este Regele nostru Iisus Hristos. Trăiască în veci de veci, în inimile noastre, în casele noastre și în familiile noastre. Nu sunteți speciale, sunteți unice, sunteți deosebite și vă aici prezența îngerilor. Aleluia! Îngeri urcă și doboară și astăzi vor aduce promisiuni în viața voastră care înapoi nu se va întoarce fără rod. Aleluia! Aleluia! După cum ați auzit, am slujit 30 de ani în biserica din Arad, într-o biserică mare, de 2000 și de membri, Biserica Gloria. Apoi am slujit în Austria mai multe surori. A fost o durere mare când ne-am despărțit, dar Domnul care cunoaște, cunoaște în adâncimi și cunoaște taine pe care noi nu le putem să le cunoaștem la un moment dat, ți arată drumul, ți arată săgeata și spune, acolo trebuie să fii. Pentru că lucrările mele le voi duce la împlinire prin voi oamenii cu care am făcut eu parteneriat și fără voi nu vreau să lucrez. Îmi sunteți atât de dragi femeilor și Domnul totdeauna pe femei le aruncă în față. Ele sunt cele care observă în casele lor, în familiile lor, ceea ce este necesar. Și sunt acele ce pun, așa ca și în mâncare, sare și condimente ca să dea gust mâncării. Toate temele pe care le-am ales sunt insuflate de Duhul Sfânt. Dar vreau să vă spun că, așa cum a spus sora Bianca, slujesc cel mai mult, mă interesează surorile care sunt în suferință și care trec prin anumite încercări. Nu au mare așteptări, credeți-mă, când mă duc la ele și le strâng în brațe și le rugăm împreună, e tot ceea ce își doresc. Acolo se coboară cerul, într-o casă plină de, poate uneori mizerie sau sărăcăcioasă, dar acolo vin îngeri, credeți-mă, e ceva extraordinar. N-aș putea să cresc fără asta. Sunt locuri unde mă duc, după aceea mă gândesc, mă uit pe mine să văd dacă
Sunt întreagă, dar e frumos. Slujirea cu Domnul Iisus e frumoasă. Temele care le-am ales au fost în 24 februarie pe care Domnul mi le-a dat. Durerea ascunsă și miracolul la atingere. Perlele regăsite în cufărul deschis și primăvara sufletului în atingeri divine. Aș vrea să ne ocupăm în prima parte de durerea ascunsă și miracolul la atingere. Domnul mi-a făcut de cunoscut că aici sunt nevoie și peste tot de altfel ca surorile noastre să fie încurajate și inimile noastre și sufletele noastre să fie vindecate. Uneori putem să ne tratăm la medic, putem să luăm pentru durerile fizice orice fel de pastile, dar pentru durerea spirituală, pentru durerea sufletului, există un singur leac și acela este Iisus Hristos. Aleluia! El este singurul care are leacul suprem, care este sângele Lui care curge și astăzi și aduce eliberare, aduce vindecare, aduce restaurare și aduce o pace care nu există nicăieri decât în jertfa Domnului Iisus Hristos. În rănile Lui suntem vindecați, în rănile Lui suntem eliberați și din rănile Lui curge încă balsam. Acest balsam are rol ca să vindece rănile voastre, rănile noastre de orice fel ar fi, oriunde ești, orice apăsare ai, în numele Lui Iisus Hristos îți spun ridică-te și spune Lui Iisus, de azi înainte vreau ca viața mea, vreau ca viața mea să ia o nouă întorsătură, o schimbare și aceasta să o facă nu oamenii, ci Duhul lui Iisus Hristos, care l-a înviat din morți să schimbe orice situație, orice problemă, orice lucru care nu mai găsești, nici un răspuns și nici nimic care să facă și să aducă o îmbunătățire, nici o soluție. Soluția este Iisus Hristos, glorie Lui. Vreau să ne ocupăm de durerea ascunsă și miracolul atingerii. În Luca 8, dacă se poate afișa, cu versetul 43 și 44, spune așa. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să fi putut vindeca vreunul. Mai departe, 44. Ea s-a apropiat de dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Versetul 45. Și Iisus i-a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoare și te îmbulzesc și te mai întreb, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia când a văzut dată, când s-a văzut dată de gol, a venit pe urând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în față, întregului noroc, din ce pricină s-a atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Amin. Durerea de care nu ne ocupăm este ca o infecție care, netratată la timp, va ajunge să ne îmbolnăvească tot trupul. Și aici mă refer la durerile sufletești, la durerile care nu au un leac din acesta, care îl avem noi aici la farmacii, ci este doar în rănile lui Iisus Hristos. Atunci când alegi să duci poveri, atunci când alegi să nu spui nimănui despre durerea care porți în suflet, despre o pierdere, despre neajunsuri, despre neîncredere, despre frică, despre neiertare și sunt multe altele, completați dumneavoastră. Aveți acolo foile și vă rog să completați și oriunde vă simțiți că ați fost falimentare, scrieți, rupeți o foaie mică și le vom duce aici în față și ne vom ruga pentru ele.
neiertările, toate pot să aducă la boli spirituale grave. Iar de la bolile spirituale apar bolile fizice. Orice lucru dus cu tine la infinit nu poate să aducă în viața ta decât boală, suferință, amărăciune și durere adâncă. Astăzi este momentul când să ne facem o cercetare și să spunem destul. Iisus Hristos a purtat bolile voastre. Iisus Hristos a purtat orice neputință, orice slăbiciune în ranile Lui. Nu este nevoie să le mai purtăm noi acum. Nu este nevoie ca încă o dată să purtăm rănile acestea, ci este nevoie să-L inviți pe Iisus Hristos în inima ta și să-I spui ca în numele Lui Iisus Hristos să fie liberată. Sângele Lui să-I libereze. Un strop din sângele Lui să curgă în sângele tău. Și oriunde este o pată, o zbârcitură, o boală, o atingere a celui rău, în numele Lui Iisus Hristos să trece. Această femeie despre care am citit era bolnavă de 12 ani. Prin mintea ei treceau o mulțime de gânduri. Se gândea, de 12 ani sunt bolnavă și stau la periferie, pentru că dumneavoastră știți ce legi stricte și precise erau atunci în Israel. La vremea aceea, când femeile aveau probleme și știți dumneavoastră, la vremurile acelea, trebuiau să stea undeva departe, nici chiar pe soțile ei să nu le atingă. Erau considerate chiar scurcate, scuzați-mi expresia, necurate și în toate felurile. Și trebuiau să stea undeva departe, chiar de templu. Și trebuiau să facă anumite ritualuri după ce termina sorocul acela. Dar femeia aceea nu era 3 sau 4 zile. Era un timp de 12 ani în care își cheltuise toată averea, în care își cheltuise toată energia și își cheltuise tot ce avea. Singurul ei scop era să fie vindecată. Împinsă la periferie, fără ajutor, probabil abandonată de familie, cu multe dintre surori poate să fie abandonate, chiar dacă suntem credincioși, Satana lucrează și în familiile credincioșilor încă foarte mult, această femeie nu avea de niciun ajutor. Prin mintea ei trecea o mulțime de gânduri. Ce-ar fi să mă ridic și să mă duc să mă ating de acest învățător și de acest rabin? Se gândea să am putea să fiu omorâtă cu pietre dacă mă descoperă cineva. Eu o să sfârșesc omorâtă cu pietre. Dar tot în același timp spunea, ce am de pierdut? Pentru că viața mea și așa e o ruină. Ori mor omorâtă de pietre, ori mor aici, în boala mea. Pentru că dumneavoastră știți că sângele este cel ce carne de viață. El oxigenează creierul nostru, iar de la creier pornesc toate comenzile în trup. Și când nu ai sânge, sigur, nu se poate oxigena nici unul din organele noastre interne și sfârșim prin a muri. Îi treceau o mulțime de gânduri. Știa că putea să fie omorâtă. Dar cu ultimele ei eforturi, așezată cu coatele pe pământ, acel arit, încearcă să-și facă loc prin mulțime. Spunea ea, ultima șansă este să mă ating de rabin, așa cum și pentru noi. Ultima șansă în anumite situații este să ne atingem de Iisus Hristos. Este să ne atingem de măreția slavei Lui. Este să-L chemăm pe Iisus Hristos în viața noastră. Și alege acest lucru. Nu doar ia o hotărâre, cum de multe ori facem și noi. Luăm hotărâri, dar rămânem la hotărâri. Femeia aceea alege să se ridice și cu prețul vieții ei să meargă, să se ferească prin mulțime. Doar să atinge și ea de poala hainei lui Iisus.
și cu siguranță va fi vindecată. Iar dacă rabinul o va considera cumva nevrednică să se atingă de el, ea acceptă situația, pentru că și situația ei era cumva fără nicio ieșire, era condamnare. Și așa înainte femeia, în genunchi și în pate, se ridica din când în când să vadă cât de aproape a ajuns de rabinul. Doar o atingere, doar o atingere, nu vrei ca astăzi să te atingi de foala hainei lui Iisus Hristos? Doar o atingere, doar o atingere, Iisus Hristos trece printre rânduri și spune, atinge-mă, este ziua ta, este ziua ta, deschide-ți inima, deschide-ți inima și primește-l pe el ca cel ce poate să-ți vindece astăzi trupul tău, familia ta, copiii tăi, soțul tău și tot ce atingi tu să primească viața, pentru că tu astăzi primești viață din ceea ce este viață. Ajunge lângă rabin și se produce miracolul. Se produce acea atingere care multe dintre noi și poate toate cunoștem, atingerea mamei și atingerea lui Iisus Hristos, care este asemenea unei mame blânde, care orice ai făcut, în momentul când vii la mama, ești copilul ei. Ești acea ființă care ești smulsă de lângă inima ei. Așa sunteți și voi. Sunteți purtătoare de slava lui Iisus Hristos. Înăuntru vostru, în mod tainic, în fiecare dintre voi, Dumnezeu a făcut un loc tainic unde se țes fii și fiice pentru împărăția lui Dumnezeu. V-ați dat seama cât de importante sunteți? V-ați dat seama ce valoare aveți în ochiul lui Dumnezeu? V-ați dat seama ce purtătoare de slava lui Dumnezeu este pus înăuntru vostru? Aleluia! Doar o atingere! Doar o atingere și voi fi vindecată! S-a produs miracolul atingerei. Și Domnul Iisus întreabă, cine m-a atins? Pentru o clipă, femeia nu știa ce să facă. Să stea pe loc, așa cum suntem și noi uneori, când Domnul vrea să ne vorbească, să ne mustre ca să fim îndreptați, nu știm unde, ce să facem. Doamne, ce să facem? Să fugă sau să rămână? Vă întreb, de ce a chemat-o Domnul Iisus pe nume? Oare vrea Domnul Iisus să umilească o femeie deja slăbită, deja ofilită, deja fără blagă? Vrea încă o dată Domnul Iisus să umilească? Ce vrea Domnul să facă? Domnul vrea să restaureze. Domnul știa că de mulți ani trecea prin suferințe groaznice și că numai exteriorul ei a suferit. Știa că omul dinăuntru ei este terminat. Și Domnul Iisus vroia să audă toți, toți din locul acela că El dăduse viața acestei femei, dar mare trestul de toate restaurase omul dinăuntru. Ridicase la o nouă viață, la o nouă treabă spirituală, socială. Și atât de frumos femeia îi zice, doar tu erai ultima mea speranță. Iisus este ultima ta speranță astăzi și spune, lasă-ți povorile la picioarele mele. Alege astăzi să te odihnești în dragostea lui Iisus. Alege astăzi să lași toate împrejurările, toate obstacolele din viața ta și toate greutățile în brațul lui Iisus și învață să te odihnești în El. E atât de dulce odihna în Domnul. E atât de dulce când Domnul te atinge și asemenea femeii o viață din Iisus Hristos
Hristos să revitalizeze tot trupul nostru și să-L ducă la viață, la viață din belșug cu Iisus Hristos. Există situații și în viețile noastre. Există situații în viețile noastre care din adâncul inimii noastre simțim mâhnire, simțim lucruri tot felul, care ne fură pacea, care ne fură orice urmă de bucurie. Și aceasta nu duce la nimic decât o boală a sufletului nostru. Domnul Iisus a chemat-o pe femeia aceea și așa cum era de bolnavă, i-a spus încă o dată, niciodată, și nu-i spune numele femeii, pentru că noi astăzi să ne putem identifica cu ea, niciodată, în nicio perioadă din viața ta, nu vei fi prea păcătoasă, prea bolnavă, prea necurată ca să nu te poți atinge de mine. Există anumite lucruri care trebuie să facem atunci când simțim că nesiguranța, când simțim că bolile ne apasă, că simțim că nimic nu mai merge bine în viața noastră. Există un timp în care trebuie să stăm de vorbă cu Domnul. Trebuie să stăm de vorbă cu noi înșine și să ne uităm în adâncul nostru, să luăm anumite hotărâri, dar să nu rămânem la faza de hotărâre. Să ne ridicăm asemenea femeii, chiar dacă în trupul nostru mai este doar puțină putere, să ajungem și să facem tot posibilul să ne atingem de boala hainei lui Iisus. El promite că niciodată nu ne va părăsi. El promite că doar atunci când ne atingem de boala hainei lui, vom avea o biruință totală, pentru că El este Cel ce dă biruința și în sângele Lui există o biruință, există o putere care nu poate fi nimic, nu poate să oprească, nimeni nu poate să oprească. Orice boală, la atingerea și în prezența Domnului Iisus, orice boală dispare. Ne întrebăm de ce de multe ori trupurile noastre sunt atât de deslăbite, sunt atât de măcinate, sunt atât de fără putere. De ce? Când noi avem o sursă nelimitată, când noi putem să venim în prezența Domnului, în orice oră, Domnul Iisus nu este ca un prieten sau o prietenă care nu este totdeauna disponibilă ca să vină și să te ajute sau să stea în scurtură pentru tine. Domnul Iisus este acolo întotdeauna. Nu îi telefonul ocupat când sunt pe prietena ta sau pe cineva să-ți ajute în rugăciune sau să te ajute la probleme. Domnul Iisus este acolo și te iubește cu o dragoste incomensurabilă, nu poate să fie măsurată această dragoste și te așteaptă în fiecare moment să te atingi de poala hainei Lui. O singură atingere. Și Petru spunea, cum mai întreb cine te-a atins când din toate părțile mulțimile se îmbolzesc și te ating, dar Domnul Iisus spune, din mine a ieșit o putere. Iată că atingerea face diferența. Iată că felul cum vii înaintea Domnului și cum te atingi de poala hainei Lui, credința aceea, atâta doar trebuie să ai credință, că în atingerea cu Iisus Hristos lucrurile vor lua o nouă întorsătură în viața ta. Atunci când te atingi de boala hainei Lui, orice boală pleacă în numele Lui Iisus Hristos, orice neputință pleacă în numele Lui Iisus Hristos. Era foarte multă lume. Dacă vă aduceți aminte, în acest tablou, Domnul Iisus se îndrepta spre casa lui Iair. În același timp se făceau două minuni dintr-o dată. Iair, un om foarte respectabil de vremea aceea, un fariseu, vine la Domnul Iisus prin față și toată lumea se dă la o parte, pentru că vine marele Iair să-L invite pe Domnul Iisus în casa lui,
să-i vindece fetița. Vedem că toată lumea se dă la o parte și face loc la ea ei. Și Iair chiar îi spune: Domnule, vino ca să-mi ia de gravă, te rog, și pune-ți mâinile peste copilul meu, pentru că este grav bolnav. Și aici vedem că Domnul îi dă o lecție și la Iair și spune: dă toată lumea la o parte, dă afară și intră în odăița ta, intră împreună cu mine și roagă-te pentru copilul tău. Dă toată lumea la o parte și vin în prezența Domnului și dacă astăzi în copilul tău este ceva mort, ca și fica lui Iair, în numele lui Iisus Hristos, orice este în stare latentă sau în stare de moarte în copilul tău, în ființele dragi, să le chemăm la viață în numele lui Iisus Hristos. Iisus Hristos ne cheamă în odăiță împreună cu El. Iisus Hristos ne cheamă acolo unde este prezența Domnului, să închidem ușa după noi și nici o altă, un alt gând să nu vină din afară, ci noi să fim cuplați cu cerul. Credeți-mă că atunci când ești cuplat cu cerul, ceva se transformă, ceva vine în contact cu oamenii morți și înviază, pentru că în El este viață, în El este putere. Și El a biruit și în noaptea aceea biruim și noi, pentru că așa spune Biblia, că zice: ați biruit și voi împreună cu mine și biruințele Lui sunt biruințele noastre. Și vedem că acea femeie, și vedem că Iair vine și spune Domnului și oamenii din prejur îi spune: lasă Iair, nu mai supăra pe învățătorul, fetița ta a murit. Și Iair parcă iese pe mine ușa din dos, copilul meu a murit. Vedem o femeie care vine pe foarte în genunchi, cu sfială, vrea să stea la poala crucii Domnului, la poala hainei lui să-l atingă. Și o vedem restabilită, restaurată, vindecată și Domnul o ridică, pentru că niciodată nu ești prea neputincioasă să vii să te atingi de boala hainei lui Iisus Hristos. Vei vedea că din El curge o putere, curge viață, curge tot ce ai tu nevoie și vei vedea că se restaurează familia, restaurează copiii, restaurează soțul, restaurează biserica în care ești și vei vedea că Dumnezeu îți ascultă rugăciunile, pentru că în prezența Lui, în prezența Lui este viață, este putere. Din rănile Lui curge balsam. Și dacă te vei lăsa astăzi, pentru că văd multe inimi, văd multe inimi care sunt asemenea unor vase care au fisuri din cauza loviturilor, din cauza săgeților, din cauza lucrurilor care sunt greu de dus, care nu mai poate ține un legut. Și stau și genul înăuntru lor: dragă soră, scumpa mea, iubita mea, ridică-te în numele lui Iisus Hristos, beneficiază de acest har. Încă mai este timp de har. Să nu ne punem în calea harului, să beneficiem de El. Noi nu suntem mântuite prin ceea ce noi facem, noi suntem mântuite prin ceea ce a făcut El pentru noi. Și astăzi te cheamă la har. Un har deosebit, bogat, care se treacă peste noi, să ne scăldăm în acest har, să ne umplem. Deseori m-am întrebat, de ce atât de multe poveri trebuie să ducem? Am dus și eu, a dus și soțul meu. Și poate o să avem timp să vorbim despre asta, dar acum vreau să vorbesc despre ori. Și de multe ori Domnul a spus, sunt multe lucruri care trebuie să nu mai existe. Nu au ce căuta în viața surorilor, eu mă refer la voi acum, dar nici în viața fraților nu au ce căuta. Bolile spirituale, adesea ne confruntăm cu ele. De ce sunt depresii între surori? V-ați pus întrebarea. Cum se poate, surori dragi, să trecem noi prin depresii? Un om al rugăciunii, o femeie care se alimentează din Iisus Hristos, nu are voie să treacă prin depresie. Știți că 5 minute de rugăciune
cuplat cu cerul, sunt poate ani de terapie intensivă, unde să te trateze de boli nervoase. Mintea unui om care se cuplează cu cerul devine o mintea unui copil de 3 luni. Nu mai simte durere, nu simte nici un alt lucru, nu simte nimic. El simte doar curgerea care vine din Iisus Hristos. O curgere care vine de sus și intră în interiorul tău. Tu nu mai trebuie să adaugi acolo nimic. Vine totul de sus, intră în tine și se revarsă spre cei de lângă tine. Ești o sursă inepuizabilă de viață. Ești o sursă care dai și altora. Ești un izvor. Ești un izvor care curge, curge, curge și inundă. Ești ca un torent, trebuie să vorbim așa. Ești ca un torent, pentru că aceasta nu vine de la noi, spune Apostolul Pavel, vine din El. Aș vrea un pic, nu știu de ce, vreau ca să vorbesc despre durerea aceasta sufletească, care e foarte importantă. Pentru că Domnul mi-a spus că pe multe surori vrea să le ridice la o altă statură, la o altă dimensiune din cunoașterea Lui. Și de aceea vrem ca nimic din ceea ce ar putea să împiedice această curgere a Harului să nu fie interpusă între noi și Dumnezeu. Și aș putea să vorbesc despre neiertare. Matei 18 cu 28 și până la 30. Matei 18. Matei 18, versetul 28. Robul acela, când a ieșit afară, a primit pe unul din tovarăși și lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strigă de mult, zicând: plătește ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl rugea și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus, l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășul lui ce le întâmplate, s-a întristat foarte mult și s-a dus, i-a spus stăpânului lor tot ce se petrecuse. Atunci stăpânul l-a chemat la el pe robul acela și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se credea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. De ce am citit aceste lucruri? Știți că în parabola aceasta Domnul Iisus vrea să arate datornicul acela care avea foarte mult de plătit și stăpânul îi să plătească datoria. Și pentru că nu avea de unde să plătească, trebuia să fie vândut el, soția lui, copiii și totul nu acoperea datoria. Atunci l-a rugat foarte mult pe stăpân să-l ierte. Și stăpânul a iertat. Poate că în seara aceea a celebrat împreună cu soția, cu copiii, victoria, dar ieșind afară și văzând pe cineva care îi datora o sumă de mii de ori mai mică, l-a strâns de gând și l-a obligat să-i plătească toată datoria. Stăpânul, când a văzut cele ce se întâmplase, l-a aruncat în temniță și a spus: până nu plătești toată datoria, nu vei ieși de aici. Am stat și m-am gândit și Domnul m-a făcut conștientă de lucrul acesta. Că nu îl băgase de Domnul în închisoare pentru simplul fapt că l-a strâns de gât pe cel care îi datora foarte puțin. Ci stăpânul îi transformase toată datoria. Tot ce i-a iertat înainte, o transferase asupra lui și spune: nu vei ieși de afară aici,
afară de aici până nu vei plăti tot ce ai de plătit. Așa se întâmplă și cu noi. Domnul ne iartă toată datoria, ne iartă toate păcatele noastre, dar Domnul ne spune să iertăm și noi celor ce ne greșesc. Pentru că în momentul când nu iertăm datoria care am avut-o de plătit și pentru care Domnul a spus iertare, va veni și va apăsa asupra noastră. Și de aici apar fel și fel de boli, pentru că trupul nostru este în așa fel construit de Domnul, sau ca să putem duce foarte puțină, adică greutatea unei zile, nu tot ceea ce am făcut în urmă și să ducem atât de multă greutate pentru noi. Iată că noi trebuie să iertăm foarte mult de cei ce ne greșesc. Pentru într-o împrejurare spunea, pentru că văzuse bunătatea Domnului Iisus, Doamne, de câte ori trebuie să iert? De șapte ori, câte șapte, el se gândea că e foarte mult asta. Și având în vedere că învățătorul lui este milos, văzând în el ceva ce nu vedea la nimeni, s-a gândit că dacă iartă de șapte ori, câte șapte este suficient. Dar Domnul Iisus îi spune de 70 de ori, câte șapte. Deci, cum am spune noi, e limitat. De ce trebuie să facem așa? Ca să nu fie transferate toată povara care Domnul a dat-o zis iertare și atunci să vină asupra noastră, asupra familiei noastre și să oprească harul care astăzi Domnul vrea să transmită în familiei noastre și să ne dea multă binecuvântare. De multe ori credem că Domnul nu ne ascultă. Nu e din cauza Domnului. Este din cauza noastră, pentru că noi ne iertăm. În 1 Corinteni 11 scrie așa, pentru că acela care mănâncă și bea, fără să distingă trupul Domnului, mănâncă și își bea judecata împotriva lui însuși. De aceea, mulți dintre voi sunt slabi, bolnavi și destul de mulți dorm. Evanghelia lucrează doar în har. Când intrăm în har, avem foarte multe avantaje. Știți că acolo satanul ne poate urma? În har, satanul nu ne poate urma. Acolo noi avem posibilitatea să ne bucurăm în Duhul Sfânt. Avem posibilitatea să ne bucurăm de ceea ce Domnul vrea să transmită pentru noi. Câtă vreme acordăm iertare celor ce ne-au greșit, credem că suntem îndreptățiți să facem acest lucru sau nu le acordăm, crezând că suntem îndreptățiți să nu le acordăm, pentru că prea de multe ori ne-au greșit, pentru că prea de multe ori repet același greșeli. De fapt, noi alegem să stăm în afara Harului lui Hristos. Atâta timp cât noi iertăm, înseamnă că vrem să intrăm în Harul lui Iisus Hristos. Noi vrem ca familia noastră să intre în Harul lui Iisus Hristos și vrem ca această iertare să vină în viața noastră. Credem că ei sunt surori care iartă, care se iubesc. Iubirea este un lucru care cu cât dai, te povețești tot mai mult. Este singurul lucru care ne aduce o bogăție și o bogăție cu care vom merge până sus în cer. Spune că iubirea și dragostea lui Dumnezeu este mai tare decât moartea și trece dincolo până în veșnicie. Noi credem că atunci când alegem să stăm în har, facem alegerea cea mai bună. Nu vă supărați când cei din conducere sau frațile au anumite lucruri să vă spună. Primiți-i cu drag, este spre binele vostru, să-i ascultați, să vă rugați pentru ei, pentru că ei sunt puși ca să vă privegheze. Și așa, apăsările care vin din exterior, în vremuri ca acestea, sunt extrem de grele. Nu le mai aduceți și voi alte și alte bagaje. Bucurați-vă că Domnul i-a dat. Bucurați-vă că sunt împreună cu voi la părtășie. Rugați-vă pentru copiii voștri. Rugați-vă neîncetat. Este un timp în care nu ne putem permite să stăm undeva și să stăm în țărână. Domnul vrea să ne ridice. Răul vrea să ne ridice o lăstare de har. Niciodată
Nu ești prea neputincioasă, nu ești prea păcătoasă să nu te poți atinge de poala hainei lui Iisus Hristos. Astăzi, Domnul îți întinde mâna. Astăzi, Domnul creează aici o atmosferă a cerului. Îngeri vin și se coboară, se ridică la cer și aduc vestea cea bună. Femeile de aici, din Arganda, din Madrid, sunt o mare știre. Femeile acestea duc vestea cea bună. Femeile acestea, ca o odinioară Marie, care mergea, nu știa ea că Mântuitorul ei este viu și totuși alege să meargă cu mirodenii, cu ulei scump, să îmbălsămeze trupul Iisus Hristos. Tu astăzi știi că El este viu. Ce-ai adus? Ce-ai adus? Ce-ai adus pentru El? Ce-ai adus? Ce ai înăuntru vasului tău? Ce-ai pus acolo? Ce mirodenii îl prostăvești tu pe Iisus? Domnul Iisus spune că voi, femeile, sunteți purtătoare slavei lui Iisus Hristos și trebuie să se vadă de departe acest miros plăcut, această lucrare minunată care vrea Domnul să o facă cu voi și pentru voi și pentru familiile voastre. Este un timp de har, este un timp a dragostei, este un timp să simțim miresmele minunate al lui Iisus Hristos care le primite pentru copiii lui. Este un timp în care te mai poți ridica. Este un timp în care să-i spui Domnului toată durerea ta. Poate la noapte vine Domnul Iisus. Poate mâine nu-i ziua ta. Nu de mult am fost la o soră care i-am spus soțului meu, trebuie să mergem să o vizităm. Și când am ajuns să spun sora, noaptea am visat că tu împreună cu soțul tău ai venit la mine. Și m-ați rugat pentru mine și soțul tău mi-a făcut o îngerea. Da, am venit la tine. Ne-am rugat și am văzut că deja în zilele ei erau numărate. La 40 și ceva de ani. Și am spus sora, deja Domnul îți pune coroana. Și a trecut o săptămână și ceva și Domnul a dus acasă. Nu vă lăsați intimidate de Satan. Nu vă lăsați înfrânte. Domnul Iisus niciodată nu o să rupă o trestie care e frântă. El niciodată nu cu care mai fumele nu stinge. Aveți încredere în promisiunile Lui. Aveți încredere la ceea ce are El pentru vindecarea voastră. Aveți încredere și ridicați-vă. Dacă voi nu vă ridicați, fiii voștri nu se vor ridica. Dacă voi alegeți să stați jos, lusul acesta de a sta jos și de a nu lupta, familia ta va rămâne undeva jos. Dar dacă spui astăzi, mă ridic în numele lui Iisus Hristos și vreau să lupt pentru ceea ce mi-a dat Domnul, cea mai scumpă comara mea este copiii, cu ei voi merge sus și mă voi înfățișa înaintea tronului divin și voi spune, acestea sunt cei care mi-ai dat. Tata, am avut grijă de ei și am adus în fața ta. Sunt nopți în care trebuie să ne rugăm. Sunt nopți în care trebuie să stăm în spărtură. Așa cum și sora Bianca a anunțat, sunt un om care îmi place să mă rog foarte mult și asta o face doar puterea Domnului. Eu sunt un nimic. Domnul poate să dea har. Fără de El suntem, fără identitate. Identitatea în Iisus Hristos este o identitate nouă. Este o identitate a unei femei puternice. Este o identitate specială. Într-o noapte, legat de ceea ce v-am spus aici, de o infecție, nu știu de ce simt nevoia. Chiar sora Ana face parte din familia acestei surori pentru care vă spun. Într-o noapte, m-am luptat toată noaptea. La ora 4, Domnul m-a spus, trezește-te femeie și roagă-te. Mă culcasem la ora 1. Până la ora 1, am luptat împreună cu soțul meu, la alte cauze. Ne-am culcat și doar se făcuse ora 4, când somnul e cel mai dulce, când vrei să te odihnești, când vrei să-ți lași poverele la picioarele lui Iisus Hristos. Și totuși Domnul spune, trezește-te și roagă-te, pentru că cineva este dus la spital în Timișoara, eu eram în Bistrița și foarte grav bolnav. Și atunci m-am trezit și m-am rugat. Acolo am văzut într-o sală de urgență 5 persoane, dar Domnul mi-a arătat că
clar și precis. Roagă-te pentru această persoană. Roagă-te pentru această persoană. Pune protecția sângelui peste capul ei. Pune protecția sângelui peste capul ei. Pentru că trece prin grele, grele suferințe. Și așa s-a întâmplat până la ora 7 dimineața, când am primit un telefon și din Austria îmi spunea o soră, ce face Lena? Am spus, a fost o noapte a lupte pentru mine. M-am luptat toată noaptea într-o luptă și m-am rugat pentru o soră care este grav bolnavă. Și ea îmi spune, tot pentru aceste lucruri vreau să te rog, să te rog și tu. Iată că cumnata mea trece printr-o grea suferință. Este în comă la spitalul din Timișoara și doctorul nu-i mai dau nicio șansă. Cu două zile în urmă, soția a plecat în America într-o vizită la frații, la frați de corp și este singură și trece și se zbate într-o durere cumplită. Și am început să mă rog și în momentul când am început să mă rog, Domnul mi-a arătat că era exact sora pentru care m-am rugat la ora 4. Îi dau telefonul înapoi și spun, la ora 4, cumnata ta a fost dusă de urgență la spital, da. Cumnata ta arată și fac descrierile, da, arată exact așa, exact așa cum tu mi le descrii, dar de unde o cunoști? Pentru ea, pentru că pentru ea mă rugam eu toată noaptea. Pentru ea mă rugam. Și am spus, trebuie să iau hotărâri clare și ferme, și să-i spună Domnului că de aici înainte ce vrea să facă. Dar cum să-i spună? Că în comă. Nu știu, Domnul așa a spus. Și rugați-vă pentru capul ei, pentru că trebuie să fie în protecție de plină, să nu se infecteze capul. Nu înțelegeam, pentru că operase deja de 3 ori, a început să opereze și de fiecare dată îi scotea 2 litri de puroi din burtă. Și nu știa care, de ce. Domnul spunea mie că să ne rugăm pentru capul ei. Și tot așa. În a doua zi, sora noastră s-o prezint. Și până după masă a putut să vorbească, a putut să stea de vorbă cu Domnul, a putut să ia toate hotărârile de care Domnul îndemnează să iei, chiar o mânca și după masă din nou în comă. Nu mai știau de nici ce să-i facă. O hotărât s-o taie, pentru că era operată la parascopic. O hotărât s-o taie. Și după ce o tăiat-o, și-o dat seama că acel puroi provine de la o chită de la cap. Și medicii foarte mirați au spus, dacă în burtă este atât puroi, gândiți-vă ce o să fie la creier, o să fie îmbibat în puroi. Toate organele ei, intrase în putrefacție. Soțul ei venise înapoi și o trimi mesajul că Domnul a spus, dacă iei hotărârile care eu ți le-am spus astăzi și spui că de astăzi o numesc cu toată inima ta, în curăție și îl cauți pe Domnul, sunt viu, sunt viu și ți-o voi scoate pe picioare din acest spital și va fi o mărturie pentru spitalul de urgență din Timișoara. Și soțul ei când a ajuns la spital, a îngenunchiat și cu mâinile sus, a început să se roage. Medicii au crezut că nu-i mai bine pentru că sora e tânără, avea perspective, terminase 3 facultăți, deci erau în ascensiune spre sus. Deci au crezut că acolo a furasna și a spus un medic, dacă ea se face bine, eu nu o să mai profesez, dar 7 zile mă închid în biserica voastră. Aleluia! Motiv de rugăciune, pentru că sora este vie și a ieșit pe picioarele ei. Iată deci, atunci când noi ascultăm de vocea Duhului Sfânt, chiar dacă ar fi o infecție care să ne cuprinde tot trupul, care se numește septicemie și voi știți cât de gravă este, fiica mea cea mare este medic și m-a făcut moștenită de acest lucru, cât de grav poate să fie, și nu scapă aproape nimeni, doar cei care primești vindecare prin sângele lui Iisus Hristos. Amin. Și astăzi este vie, la vocea Evangheliei, a făcut această mărturie frumoasă ca să audă toată țara și să audă toți ce poate face Iisus Hristos pentru cei care se încrede în ei. Nu e nimic prea greu pentru Domnul. Nimic nu e greu pentru Domnul.
când ne lăsăm de brațul Lui, este o cântare. Este o viață care o ducem în libertate. Adică o aducem pentru că ea se luptă pentru noi. Iar cine se luptă contra noastră, deja a pierdut bătălia, pentru că se luptă cu El. Să alegeți în fiecare moment să vă credeți în Iisus Hristos, să vă credeți în jertfa de pe Calvar, să vă credeți că Cel ce dă viața este Iisus Hristos. Atingerea face diferența. Atingerea face diferența. Pentru că îți trebuie credință. Și dacă ai credință, nu există o boală care să poată să facă rău. Există doar un leac. Iisus Hristos este leacul fiecărui bol. Iisus Hristos te va ridica astăzi. Iisus Hristos îți spune ca să-ți ridici capul. Iisus Hristos îți spune că ai valoare. Iisus Hristos îți spune că vindecarea vine peste tine, femeie. Da, pentru tine care spui, oare pentru mine? Da, ai venit aici ca să ai vindecare. Oriunde ai fi și oricâți prieteni îți spun că ești bine în starea în care ești, Iisus Hristos îți spune, ridică-te! 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 Și cere pentru tine, pentru familia ta, ca El să-ți atingă, ca sângele Lui să-i lidereze, ca sângele Lui să te restaureze, ca sângele Lui să facă ceea ce medicii nu poate să facă, pentru că sunt destui aici, sunt destule surori care spun, nu mai pot, nu mai pot. Eu spun astăzi, Iisus Hristos are leacul pentru tine. Amin.